Salutare tuturor și bine v-am găsit un episod de Minecraft ca frații. Sub apă, nu bă, cred. Taci și deodată să... Doamne, Cristi, nu mă lasă să-mi încep episodul. Ei bine, fraților, astăzi vom face ceva foarte tare. Vom face o fermă de pui, frate. O fermă de pui. E care... incredibil că pot să stau pe sub apă. Bă... Stați așa, că deja am început prost. Am pus ăsta... Vom face o fermă automată de pui care ne va da mult pui pe gratis și nu-i voi da lui Cristi, pentru că nu merită. De ce? Uite, îți dau turtle shell-ul meu genial. Mamă, dar cât ai căzut? Am căzut. Așa. Uliu. Nu prea bun. Am cum să mă întorc. Trebuie să punem ăsta aici, stați așa că nici eu nu știu, nu sunt expert. Am aici un tutorial, știi ce zic? Stați așa. Mamă, ce drop frame am avut la 1400 de frame. Să vedem situația. Haide, mă. Stați o secundă. Am înțeles. Atâta avem de făcut în prima fază. Asta. Apoi nivelăm totul cu stone. Ideea e că nu știu câte unde blocuri. În mină. 1, 2, 3. Perfect. 6 blocuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocuri. Așa. Bun. Următorul pas este... Da, tu vezi, ai undeva tutorial, Gami? Da. O trei monitoare, cred și eu, că se uită și la tutorial și filmează. Și am și OBS. Și văd și pe OBS, adică stai puțin. Aici, în fosta mea casă, aveam un crafting table, sigur. Exact. În fosta mea casă, aia ce-o bate vântul. Ce-o bate vântul? Și la tine bate la fel vântul astăzi, vrei să te mint? Nu, că mi-am pus geamuri, prostule. Ai grijă. Păi și ce crezi că n-am geamuri? La fost acasă nu. Da, păi na, de-aia ai fost acasă. O, am găsit un diamant în fost acasă, bine. Hai, mai am 4 levele, să fac și eu level 30. Bun, acum, stai așa, ce-am făcut? Slab, da, corect. După ce am pus slab, ar trebui să punem niște chestii de alea cu redstone, nebune. Întâi punem un glass aici, forță. Ce faci, mă, Cristi? Bă, și mi-accept că sunt blocat în mină. Stai, ia. Așa. Și cred că era unul aici, unul aici. Și ăsta era aici, așa. Dacă nu... Nu, sunt prost, stați un pic. Ăsta așa cu stone aici, stone aici. Cred că așa ar avea sens. Îi dă cu ăla, boom. Pune redstone de un capăt și de celălalt, stați așa. Pac, 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 perfect. Mamă, dacă ai nevoie de redstone să-mi spui că am eu... Da, și eu am forță. Așa. Până acum e bine. Am înțeles. Și acum începe o situație puțin mai agravantă. Pentru că nu mai am anvil. Ăsta e anvil. Nu mai am popper din ăla. Așa că trebuie să fur niște iron. De undeva. Mă întreb de unde o să fur, Cristi. Ce? Ce dorești? Să fur niște iron de la tine. Iron, bine, ok. Frate, iron nu e moca, înțelegi? Like, you know, it's like air. Nu, oricum e forță iron pe serverul ăsta. A, arată-le la oameni patul meu roz. Da, ia uite, Cristi și-a făcut pat roz din lâna mea. Vă rog frumos, lâna e mai scumpă ca iron-ul. Am un pat pentru cine vrea. Asta tu ai pat? Acum, da, am pat, mersi ca cum mi-ai spus. Hai că-ți mai pun unul. Să ai pat dublu, boss. Ce mai vrei? Double bed. Vii cu oricine. Oh my god. Bun. Ăsta era visul meu. Să combin chica să le aduc pe Minecraft. Oh, da. Recunoaște astea, recunoaște. Eu am recunoscut, frate, ce? Stai că mi-am adus și o crafting table-ul mai așa. Toate chica să apeleze la mine. Mă duc bun în casa mea după Minecraft. După Minecraft. După Minecraft. Dar înainte de Minecraft ce faci? Eh. Eh.
Contează. Hai, contează. Vai, nu pot să cred, mai trebuia un iron. Mamă, Cristi. Trebuie să mă întorc pentru un iron. Wow, ce slab. Am mâncat și eu steak-ul ăsta, forță. Vai, ce aibă toți acces. Că mă terorizau ăștia cu TP-ul. TP încolo, TP încolo. Măcar acum să avem toți TP-a. Respectase pentru idee? Da, mulțumim. Oh, Lilo Gucci. M-am întors pentru un singur iron, ce mă enervează. Cât iron pot să am, nu pot să cred. Așa, fiți atenți, boșilor, că vine cea mai tare fermă automată de găini. In the whole universe. Așa, bun, continuăm distracția. Ne mai trebuie găini încă un hopper. Asta, așa, 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 hopper, bun, direct. Ăsta, fă-și tu zi. Cristi, ai Envy la casă, Gami, ai tu? Nu. Ăsta vine așa. Înconjurăm aici forță. Stai, hâț. Bă, dar are nimeni Ervil. Eu n-am. Ce să? Ervil, să-mi repar și eu târnăcăpul. E la fierărie, boss. Eu, da. Am uitat că avem fierărie, scuze. A, bun, și aici în această gaură vine lava. Boom. S-a pus lava. Ia să mai vedem în continuare ce se mai întâmplă. Acoperim distracția. Ma, pe ce facem, acoperim distracția? Așa puțin. Era să meșeze upgrade-ul la fierar. Bun. Mamă, la cât redstone am postrească să-l arunc în lavă? Hai, cât redstone am aruncat eu? Bă, distracția e aproape gata. Bă, mai îmi trebuie un... Bă, mai îmi trebuie materiale, mă, nu pot să cred. Ce mă enervează, am nevoie de încă un geam și am nevoie de mai mult stone. Bă, frate, vezi, mă, fermele astea de vagabonzi nu se fac așa ușor. Ferme de vagabonzi. Ia uite un schelet aici, ce zici, mă? Ce am auzit mai înainte, nu pot să cred. Bă, stai, mă, că mă bat cu ăștia aici, nebun. Așa. Vagabonzi. Bun, direct. Ce făceam? Prăjeam niște de-asta. Prăjitești tu, mă. Și niște de-asta, e neadevărat. Mamă, dar ce somn, forță, mie îți dai seama, m-am trezit la ora 5 dimineața. Și e ora 12 dimineața. Mamă, s-a rupt în gură de somn, dar de-abia aștept să termin asta cu ferma, să-mi iau și eu de o grijă. Faci somnic după. Somnic, mamă, până la ora 9. Mamă, tu ai și liceu. Mă, nu mă duc la liceu, că mâine mă duc la... De ce nu te duci la liceu? Că mă duc la... o emisiune. Faaau, gamilu. Da, frate, știi, când ești influencer. De ce nu mă duc și eu la o emisiune? Că te duci la liceu. Da. Oricum, Cristi, și dacă se duce la liceu și dacă nu, tot stă până la 4 dimineața pe server. E adevărat. Acum, că am stat și 4 ore pe live, bă, sunt extenuat, gen, chiar nu mai poți. Vai. Trebuie să mă mai învârt așa hâț-hâț ca să se termine și stone-ul ăla. Între timp, știu ce pot să fac între timp, să mă duc la găini să mă iau ouăle alea pe care le-au mai făcut ele. Și cam atât, ce pot să zic. Cam atât, a căpăsă zi. Yes.
Ia uite, hâț ouăle. Salut, cot-codac, cot-codac. V-am luat ouăle și am plecat. Hâț ouăle. Bun, ar trebui să fie gata. Tot ce avem nevoie. Bă, dar chiar e tare rău mapa cu aia. Thanks. Bun, gata, ajunge. Bă, dar o să ne trească un beacon, ceva forță, să avem speed pe aici. Da, ca să facem beacon ne trebuie Nether Star și ca să avem rost de Nether Star. Da, știu. Pain acum o oră jumate. Bă, mă întorc în jumătate de oră. A, super, nici nu mi-a luat foc jumate de fermă. Forță. Am înțeles de ce era nevoie de încă o bucată de sticlă. Aici. Dar bine că mai avem carpet. Ce? Pentru că eu sunt sub apă. Da, diamante. Respiration 3 și... N-am nicio treabă. N-am niciun stres. Nu mai am chef să mai fac stone, așa că o să pun... Cobblestone. Frate, mi-e poți toată vreme, am respiration 3. Ce faci, bă, Cristi? Bine tu? Ai treabă? Nu. Păi hai că-ți dau eu treabă. O, da. De-abia așteaptă. Nu merge după Ahir? Nu știu. Ia să vedem. A, a murit deja. O găină. O găinușă. Eu stau pe sub. Nu mergem atât pe Ahir. Stai. Nice. Haide, S3. Bine. La astea păstrez unul. Băieți, ferma noastră este gata. Puteți să o acoperiți voi, să o faceți cum vreți. Eu doar am făcut-o să fie funcțională. Cât i-o dat, mă? Departamentul de design aici este la Cristi. Uite, Cristi, ferma. Ia. Yeah. Wow. Și aici o să spawneze găini, înțelegi? Hâți mor și ajunge mâncarea aici făcută. Păi da, unde-s găinile? Pe momentan sunt sus acolo găinile care fac cot-codac și fac ouă, care ajung în hopere, care ajung în dispenser, dispenserul aruncă ou, se face găina, crește găina, moare găina și ajunge aici. Ai înțeles? Și ciclul vieții. Ciclul vieții cu Gamios. Bă, măcar ai fost sincer cu noi, Gami, mulțumim. Adică? Că ne-ai învățat chestiile, tainele Minecraft-ului. Păi fără mine ce făceați? Taine! De când am mai auzit cuvântul ăsta? Tainele Minecraft-ului. Clasa 5 am mai auzit cuvântul ăsta. E bine, da, fraților, aici am încheiat și noi acest episod de Minecraft ca frații, fraților. Am construit această fermă, sunt rupt de obosit. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți voi să construiți o fermă, nu urmăriți tutorialul ăsta. Eu am fost Gami, alături de Asi și de Cristi, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa! Bra.